Deci, atât suntem din nou în emisie și arătăm aici alte nereguli, să spunem, colosale. Deci, încă românii frică sau ijenă sau e rușine, deci unii nu știu nimic, deci majoritatea cred că nu știu nimic, cam vreo 99% nu știu nimic, alții e rușine. Ce este cu problema podului ăsta de la Cernavodă, deci nu a fost nici o minune a tehnicii științifice, ci a fost exact ceva invers. Atunci s-a văzut din prima că românii pornesc cu stângul, practic dau cu piciorul în perete, se vede și fața lui Angel Salini, fața unui cărnățar din ăsta, idiot, să spunem, din vechiul regat, deci un inginer constructor de drumuri și poduri analfabet, cu alți analfabeți acolo. Am întrebat oameni, deci la viața mea, cam ce a fost acolo, deci o tentativă de a lega, să spunem, două provincii. Se părea că bulgarii ar fi vrut să ia provincia Dobrogea, cealaltă parte, deci era Dobrogea de sud la ei, Dobrogea de nord la noi, și să o cucerească. Noi trebuia să efectuăm o investiție acolo, să legăm provincia asta, Dobrogea, cu un pod de Muntenia, numai tâmpenii, deci numai tâmpenii. Astea sunt nevroze, să spunem, coșmaruri ale unor români care nu pot să gândească corect. Situații de luarea Dobrogii, să spunem, de către bulgari, nu pot apărea decât în contextul unor conflicte internaționale majore, să spunem, războaie mondiale generate de Germania, acum au fost astea două războaie mondiale, nu pot apărea așa în timp de pace. Iar investițiile se fac pe litoral, să spunem, cum s-au făcut la Constanța, la Sulina, investiții complet negative, au fost podul ăsta, deci transportul se vede că este cam de 14-15 ori în primă instanță, în a doua instanță ajunge și de la 40 de ori mai ieftin cel fluvial față de un transport feroviar. Este drept că ar fi de 6 ori mai lung, deci și aici autoritățile, și comuniștii, și carliștii, nu lăsau lumea să publice rezultate, să spunem, adecvate științific despre situația de la podul de la Cernavodă. Deci, practic, nu trebuia făcut. Cum să faci podul ăsta de la Cernavodă? Imediat, companiile astea din avlosiri internaționale, deci la nivelul anului 1890, nu mai intră pe Dunăre. Deci, iată că, dintr-o dată, regele Carol I, care era și antinațional, și idiot puțin, și Angel Salini cam la fel au fost, blochează cumva țara economică. Deci asta s-a întâmplat atunci, multe discuții, s-a făcut mai mare, s-a făcut mai mic, oțeluri de toate tipurile, deci nu a fost bun. Nu a fost bun, se putea face și un tunel. Ideea era asta, deci transportul maritim, legătura asta nici nu conta, e ca și Transfăgărășanul ăsta, o idee pierdută. Deci, extraordinar de multe greșeli, România a dat cu piciorul în zid de la început. Angel Salini fiind un constructor de ăsta destul de idiot.